Lista cu rău platnici publicată de ANAF aduce după sine procese civile. Informații cu caracter protejat au fost dezvăluite. Acest fapt duce la identificarea cetățenilor în cauză, lucru ce încalcă legea protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice. Lista rușinii marca Anaf o să atragă după sine procese civile. Legea 677 din 2001 a fost analizată recent de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a stabilit în mod clar că numele și prenumele, alături de alte date ce pot duce către identificarea unui cetățean, sunt date cu caracter sensibil sau protejat. Anaf riscă prin imprudența făcută să se pricopsească cu 180.000 de procese, a spus avocatul Adrian Cuculis. Reamintim că așa zisă lista rușinii publicată lundea Agenția Națională de Administrare Fiscală dezvăluie persoane ce figurează cu restanțe la Fisc de 3,4 miliarde de lei. Lista conține 187.230 de contribuabili.